One of Europe's poorest countries has some of its dirtiest water. This is the Durlesti River, running through the town of Durlesti, just outside of Moldova's capital, Chisinau. Moldova has 3,000 small rivers, with many feeding into the Dniester River, from which much of the country's drinking water is drawn. All of the tributaries are polluted. Calitatea apei se clasează în 5 clase. 1, clasa 1 este apă foarte bună și clasa 5 apă este foarte poluată. Respectiv, apa din râurile mici din Republica Moldova este poluată și foarte poluată. Much of the problem comes from households. Some of the 20,000 residents of Durlesti use their namesake river as a sewer. They lay their own clandestine pipelines to dump their waste straight into it. Da, au fost și mai din autorități și să vă, de exemplu, să vă zic, să vă spună că vă dă amendă sau să vă spună că... Nu a fost nimeni. Nimeni n-a fost să vă întrebe? Nu. Nici la primărie, nici la poliție n-a fost nimeni, da? Nu. Authorities say there's just not enough money to build proper sewage systems. Moldova has applied to join the European Union. Aid from the EU for a limited project in Durlesti a few years ago hardly made a dent in the problem. With some of that money, benches and trash cans were installed on the riverbank. It now looks like this. The local government started another project to clean up the riverbank and block some of the illegal drainage. RFERL Moldovan service reporter Niku Gushan found that much of the 15 million lei for the project, about $850,000, has already gone down the drain. Firma care a luat banii trebuia să termine lucrările încă în 2018 și deși suntem în 2019, nu vedem aici decât un început de șantier, iar construcția care trebuia să sprijine malurile începe să se surpe deja sub greutatea pământului. Of the 15 million lei, 4 million went to build these riverbank reinforcements. Another 5 million was released for the next phase. But when RFERL looked all around the site, there was no sign of workers or actual work. Dumneavoastră ați fost pe șantier? Da, eu am fost la șantier, am văzut lucrarea încă în anul trecut. Dar despre lucrările care se fac acolo, înțeleg că sunteți satisfăcut. Eu nu pot să spun așa satisfăcut sau nu. Lucrarea se execută, dar nota respectivă trebuie să o dea specialiștii responsabili de lucrare și organele de control abilitate cu funcții în domeniu. Cumva sunteți șeful serviciului arhitectură și construcții. Da, dar atribuțiile noastre sunt limitate. Our reporter asked the department chief if he knew that the contractor installed an outhouse that drained directly into the river. Eu n-am fost acolo, fiindcă în adresa mea nu a apărut niciun adresare sau petiții și aici ține de adresa respectivă. Spuneți că ați fost anul trecut. Eu am fost, dar m-a examinat însuși lucrarea. Repeated calls to the Environmental Inspectorate were redirected or dropped. Bună ziua! Bună ziua! Linia fierbinte a Inspectoratului Ecologic de Stat? Da, e foarte fierbinte, spuneți ce vă doare. Păi, porțiunea asta e foarte mult gunoi aruncat și plus la toate mai sunt și case care și-au tras canalizarea direct în râu. Devățează apele uzate din canalizare în ape. Mai e și un mic șantier în apropierea străzii Cornului. Văd că agentul economic și-a construit toaleta chiar pe râuleț. Mă întrebam cât de ok este asta și dacă este cunoscută situația inspectoratului. Da, cetățenilor care trăiesc acolo le este cunoscută? E de mai multă vreme, probabil am fost eu săptămânile trecute și la primărie și la pretură. Așa și nimic. Și mi-au zis să încerc și la inspectorat. Da, bine, dar o să iau legătura cu inspecția pentru mediul Chișinău. Da, poate deci, să vină un inspector astăzi aici, că suntem... Eu o să iau legătura cu ei să vedem dacă nu-ți plecați de acum în teren, că ei sunt puțini, orașul e mare, dar legătura o eu cu ei numai decât. Și o să vă sun. No one called back.
Throughout the country, rivers continue to get dirtier, while water treatment plants fall short of basic health standards. Bine, că o stație de epurare tot timpul exista scuza asta, că nu investim în asta, că asta e scump. Întrebarea mea tot timpul apare, de ce este mai scump? Sănătatea omului sau o stație de epurare? Până la asta nimeni nu a ajuns cu gândurile. Meanwhile, a toxic mix of waste and inaction continues to swirl into Moldova's rivers.